Ne-am întors în direct, stimați telespectatori. Telefoanele sunt deschise, numerele sunt afișate, subiectul știți. Vreau să vă citesc un mesaj. 10 secunde durează tocmai ce l-am primit. Doamne, ce nație suntem! În loc să se bucure că respiră liber, puncte de suspans, până acum se zbiera că purtăm mască. Acum se zbiară de ce nu mai purtăm. Pe mine mă șochează că trăiesc printre ei. Adică printre noi. Mesajul trebuia citit pentru că sunt foarte mulți care gândesc așa. Bă, stai un pic. Ne-am plâns că nu merg copiii la școală. Ne-am plâns că se închid firmele. Ne-am plâns că Horeca. Ne-am plâns că nunta. Ne-am plâns că înmormântarea. Ne-am plâns că botezul. Și pe bună de toate. Ne-am plâns de o grămadă de lucruri. Mare parte din ei. Bă, ne-am plâns că de ce stăm cu 7 la 1000, 5 la... Acum avem sub 1. Acum Câmpeanu și cu doamna Mihailă, parcă așa o cheamă doamna de la Sănătate, vor să bată palma ca apoi mine să meargă toți copiii la școală în mod aproape normal. Dacă nu merg la școală, s-a terminat cu generația asta. Dacă nu merg copiii la școală să învețe cu educatoarea cum să face bastonașul, cum să face măcinicul, cum se scrie litera A cu codiță, cum se face tab... Băi, oameni buni! Suntem cu capul. Dacă nu merge fizic copilul la școală, s-a terminat. Iar noi, acum îmi pare rău că publicul acestei emisiuni are acest trend, are această orientare. Îmi pare rău. E publicul nostru, e publicul emisiunii mele, eu îi respect, abia aștept în direct. Dar hai să vedem totuși lucrurile în dinamica lor sănătoasă, nu într-o dinamică... Bine, hai că nu mai vreau să comentez. Bună ziua, sunteți în direct. Da, Nicolae, te ascult, ești în direct. Alo? Da. Bună ziua, domnul Bani. Bună ziua, Nicu. Am și eu o întrebare. Dacă toți sunt atât de convinși că există o teorie a conspirației... Da, Nicule, te rog eu, ia telecomanda și oprește sonorul televizorului. Bun. Păi trebuia să ți se spună asta de la început, nu eu în direct. Am dat pe mute. Așa, acum te ascult. Bun. În ideea că toți sunt pro-conspirație, întreb și eu așa, o întrebare de bun simț, cred eu. O doză, vaccinul când se face, se face dintr-un flacon cu 5-6 doze. Dacă toți credem că chipul este în acea doză. A, nu! Nu! Nu introduce minciuni în emisiune. N-a spus nimeni că în doza aia... Da, nu. Am greșit eu. Nu, vaccinurile astea, implanturile astea de microchipuri sunt în fază de studiu, nu s-a trecut la microciparea pentru... Uite-te aici, astea sunt în Suedia, sunt firme care deja microcipează angajații. Ascultă-mă puțin, Nicule, ca să înțeleagă lumea că dacă lăsăm să treacă neadevărul de sticlă, suntem ca alții manipulatori. Nu suntem. Fii atent aici. Nu există niciun microchip în niciun vaccin. Dintre cele 4, 5, 6, cu Sputnik, cu ăla chinezesc, nu există niciunul cu microchip. În soluțiile astea. Dar faptul că se discută la Pentagon în America, se discută în China, deja Canada are tehnologia gata făcută, tehnologia de microcipare, da? Gata făcută, doar să o aplice. Asta este de perspectivă. Ăla e locul în care se bagă în Suedia microchipul, v-am arătat. Deci nu introduce în emisiune, atenție ce... Președintele României se pregătește să ia cuvântul, dăm legătura colegilor de la știri. Bună ziua, excelența voastră, domnule președinte al României, distinși invitați și organizatori, dragi elevi. Numele meu este Ligia Deca, sunt consilier prezidențial pe domeniile educație și cercetare și îmi face o deosebită plăcere să fiu moderatorul evenimentului de astăzi. Acesta face parte din seria de evenimente din cadrul festivalului Astrofest, care își propune să promoveze astronomia și să marcheze aniversarea a 40 de ani de la zborul primului și singurului român în cosmos, domnul Dorin Dumitru Prunariu. În acest context, am deosebită onoare să-i dau cuvântul excelenței sale,
domnul Klaus Iohannis, președintele României, în calitate de gazdă, pentru a deschide acest eveniment. Domnule președinte. Mulțumesc, domnule primar Ciucu, domnule Prunaru, domnule Mironov, domnule Bănuță, dragi elevi, distinși astronomi, bine ați venit la Palatul Cotroceni. Vă mărturisesc că îmi face o deosebită plăcere să găzduiesc acest eveniment dedicat unui domeniu care m-a pasionat dintotdeauna și despre care mă informez permanent, mai ales că în ultimii ani s-au făcut pași majori. Astronomia este nu doar una dintre cele mai vechi științe ale umanității, dar este și unul dintre cele mai provocatoare domenii ale gândirii și cercetării. Planeta noastră are resurse finite și suntem mereu într-o cursă cu noi înșine pentru a le gestiona cât mai eficient. Astronomia ne dă însă speranța unui viitor de descoperiri care să aprofundeze cunoașterea Universului și implicit a lumii noastre, în ultimele decenii multiplicându-se demersurile europene și internaționale privind exploatarea pașnică a spațiului. Dragi invitați, educația și cercetarea au fost și rămân calea către progres și evoluție. Avem în această sală, alături de noi, oameni care și-au dedicat timpul și cunoștințele domeniului astronomiei, explorării spațiului cosmic sau care se află la începutul unui astfel de drum. Vreau să-i felicit în mod special pe elevii olimpici internaționali la astronomie și astrofizică prezenți astăzi aici, care duc mai departe flacăra acestei științe în România. În spatele excelentelor voastre rezultate stă o pasiune pe care vă încurajez să o aveți și în continuare. Performanțele tânărului Gabriel Cristian Neagu, care a descoperit mai multe stele variabile, sunt remarcabile dovezi ale legăturii dintre pasiune și performanța în cercetare. Promovarea astronomiei nu ar fi posibilă fără cei care depun constant eforturi și dăruire în sprijinul alfabetizării științifice. Domnul Mironov și echipa Revista Știință și Tehnică au rămas consecvenți în acest demers, motiv pentru care le adresez felicitări. În proiectul România Educată acordăm o atenție specială științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii, pe scurt STEM. De aceea, evenimente precum festivalul Astrofest, care promovează știința spațiului, tehnologia și ingineria spațială, merită susținute și încurajate. Domnule Prunaru, sunteți un deschizător de drumuri autentic, primul român care a zburat în spațiu, la mulți ani, cu ocazia celor 40 de ani de la acel moment istoric. Este admirabilă perseverența de a vă dedica întreaga carieră atât cercetării și explorării spațiului, cât și misiunii de a-i ajuta pe tineri și societatea în ansamblu să conștientizeze importanța acestui domeniu. În acest sens, contribuțiile dumneavoastră la dezvoltarea colaborării României cu partenerii internaționali sunt de o însemnătate deosebită. Dragi elevi, aveți în această sală exemple care pot să vă inspire să vă dedicați cu pasiune domeniului astronomiei și al astrofizicii. Vă doresc să continuați drumul început,
în România cu rezultate care să ne facă mândri. Per aspera at astra. Vă mulțumesc! Domnul Dumitru Prunariu a stat în Cosmos 7 zile, 20 de ore și 42 de minute. Ne-am întors în emisiune Oameni Buni, imagini fabuloase, spun eu, pe care poporul acesta ar trebui să le ia și să le păstreze în suflet. De ce? Nu pentru că e vorba de președintele Iohannis, care a făcut un gest corect și un gest în care atât dascălul, profesorul de fizică, cât și președintele Republicii se întrepătrund, din punctul meu de vedere, ideal. Acela de a găzdui și de a pune sub egida administrației prezidențiale acest eveniment, 40 de ani de la primul zbor în cosmos al unui astronaut, și singur astronaut român, Dumitru Prunariu. Eu vreau să spun atât. Băi, oameni buni, sunt alături de președintele acestei țări pentru că n-a uitat nicio secundă și bine a făcut ca la început, sau mă rog, în prima parte a acestei alocuțiuni, să pună un accent așa cum se cuvine, pe care noi, presa, pe care clasa politică, pe care mulți în țara asta uită sau nu vor, sau sunt pur și simplu neromâni, nu-l pun. Accentul pe rezultatele extraordinare ale olimpicilor români. Copiii ăștia care nu beneficiază niciun program de știri al niciunei televiziuni mai mult de 30 de secunde atunci când iau 5 medalii de aur la chimie, la astrofizică sau la... Da? 5 medalii! Nu există, bă, așa ceva! Suntem niște loaze în presa română, în majoritatea dintre noi suntem niște loaze. De ce? Pentru că ar trebui să începem jurnalele cu ei. Ar trebui să-i punem în capul mesei la informații. Ăștia sunt ambasadorii României de adevăratele. Ăștia ar trebui să se bazeze Aurescu, cu respect domnului ministru, care să duc în cel mai îndepărtat colț al lumii și să întorc cu toltoașa plină de medalii de aur, de argint și de bronz la fizică, la chimie, la matematică, la astrofizică, da? Bravo, domnul Iohannis. Nu știu cât contează pentru noi, dar noi de aici, de la Măsuță, vă spunem, așa trebuie făcut. Bună ziua, Nicolae, ești în direct, te ascult. Da, bună ziua din nou. Subscriu la ceea ce a spus dumneavoastră. Fără doar și poate. Și aș vrea să spun în continuare de acel COVID. Nu știu, poate am înțeles eu greșit sau poate m-am lăsat râs în chestia asta conspiraționistă cu chipurile. Într-adevăr, acum dacă stau să mă gândesc, dumneavoastră spuneți că e de viitor chestia cu chipul. Uite-l, mă, la televizor! Da. Băi, da, Nicule! Dar... Băi, Nicu, tu știi ce e 60 Minutes? Știi care este... Poate m-am avântat eu prea tare în chestia asta cu... Uite, pentru cine n-a fost la... Mersi mult! Mersi mult, Nicolae! O să luăm imediat alt telefon. Mă duc la video LED, că aici o să mă ajute din nou colegul meu, directorul de imagine de la camera 3, ca să vă arăt. În primul rând, du-te aici un pic sus. Asta este toată emisiunea despre care vorbeam. 60 Minutes. Uitați-o aici. O vedeți, da? Iar aici, oameni buni, este mâna acelui prezentator care la 60 Minutes arăta flaconul, ăsta e flaconul perfect etanș, în care, perfect secret, perfect verde și aproape invizibil, este acest obiect verde, injectabil, subcutanat injectabil, acelea între degetul mare și arătător, da? Deci undeva aici, uitați, asta e zona în care se implantează ăsta. Lărgește un pic cadrul să încape amândoi. Microchipul ăsta verde, aici, în zona asta, se injectează. Simplu, ecuația e simplă. Da, mergem mai departe, bună ziua! Hristos a înviat, domnule. Adevărat că a înviat până la înălțare, așa stau lucrurile, fix așa. Domnul Barbu, haideți să vă zic, eu că am trăit o perioadă lungă în America și vă spun, poate nu știți, chipul este de foarte mult timp în America, în special la soldații americani. Da, Sorine, Sorin, eu știu, acum devine o problemă generalizată. Aveți dreptate. Așa. Apoi, ca să închem așa pe scurt, domnul Barbu, dacă sunt sănătos
și mă simt perfect până la vârsta de 41 de ani. Îmi da și mie voie să nu mă vaccinez și să intru să-mi cumpăr ceva de mâncare fără să pun problema asta a vaccinului? Astăzi ți se va da voie, poi mâine nu. Am înțeles. Și ca să mai fac, să facem așa o glumă, dumneavoastră de ce nu purtați mască, de ce nu aveți PIRT la dumneavoastră acolo și de ce nu aveți și certificatul de... Eroare totală, eroare totală. Eu am... Vino cu el, vino așa cum ești. Stai lângă mine aici. Stai mă lângă mine aici în picioare. Acesta este inginerul meu de sunet. N-a avut timp în cele 3 secunde de când ai spus până acum să-și pună mască, iar spiritul are lângă el, prieten drag. Eu nu port masca pentru că o am la 2 metri de mine. Eu când am ieșit și mă duc la ei să discut în pauză, sunt cu măscălău pe figură. Mersi, prietene. Și sunteți salvat. Considerați că sunteți salvat. N-ai înțeles. Eu am încercat în direct, că asta e farmecul emisiunii mele. Nu aranjează, nu truchează, nu manipulează, să-ți arăt cum lucrează colegii mei. În condiția în care ăla putea să-l doară în șpiț, să stea fără mască, să n-aibă spir, să n-aibă detergenții, are tot. Da? Îmi înțelegeți autoironia, o ieși eu mai rapidist așa, dar nu permit... 1923 s-a născut un mit. Da, zi. Da, vreau să spun că nu suport vaccinul, nu am de ce să mă... Ascultă-mă, e dreptul tău. Da, este dreptul meu. E dreptul fiecăruia. Este alta, domnul Barbu. Da. Dacă cei care vor să se vaccineze, de ce nu stau acasă sau să se vaccineze fără să ne judece pe noi, cei care nu dorim lucrurile? Nu te judecă, prietene, ascultă-mă puțin. Hai ca să da, sunt atâtea oameni, deja suntem unii contra. Nu te judecă nimeni. Ai mers vreodată... Uite, am să-ți povestesc ceva, 10 secunde. Mi-a venit în cap acum și știi că ce-mi vine de multe ori, ce-mi vine în cap, spun. Deși uneori n-ar trebui. Fii atent aici. Am avut privilegiu, în 1992, să intru printre primii pe planetă, că atunci s-a deschis la public, în vara lui 92, piramida lui Mykerinos, pe platoul Gizex, în 3 piramide, Cheops, Kefren, Mykerinos, Hufru, Hafra și Menkaura ăsta micu, Mykerinos, piramida mergeai, bă, și la un dat, ascultă-mă, s-a îngustat drumul atât de tare că m-am panicat și am ieșit, deși dacă mergeai tip-tilo și te mai băgai pe dedesubt, puteai să ajungi dincolo. Știi care e senzația pe care o am? Când a auzit de Egipt și piramide, a închis. Nu-i nicio problemă. Vă spun vouă celor de acasă. Se va îngusta până nu mai ai pe unde să treci. Și atunci? Vaccinul. Da, Gheorghe, ești în direct. Bună ziua, Tudore. Bună. Da, spre deosebire de antivorbitorul meu, vreau să spun că trebuie să facem un gest, toată lumea, și să ne vaccinăm, ținând cont de cazurile de COVID. O secundă, Gheorghiță, vreau să mai dați colegii imagini de la concerte și de la astea ca să putem amorsa și discuția despre relaxare. E bine și cu microchipurile, gata, scoteți-le. Concerte, Liverpool, concert Barcelona, concert București, de unde aveți, de unde vreți voi. Concert București nu există. Imagini de pe litoral, uite astea de pe litoral. Cu un pic de sunet cât să ajungă acasă la 1000 de sunet. Iartă-mă, Gheorghe. Zi. Ideea este că nu trebuie să ne vaccinăm pentru concerte sau pentru teatre. Trebuie să ne vaccinăm că este acest microb nefericit care, mă rog, nu vreau să intru în detalii și trebuie să... Gheorghiță, cum vezi tu, fii atent, cum vezi tu relaxarea asta ca fiind o joacă politică, fiind o revenire la normalitate după ce am făcut toate eforturile ca prin vaccinare să scădem incidența bolii sau e prematură? Este prematură. E prematură? Am fost mai multe țări din Europa și abordează altfel lucrurile. Dar ce ar determina pe decidenții de la București să dea prematur o astfel de relaxare, după părerea ta, dacă zici că e prematură? După un câștig electoral au făcut atât de multe prostii și gândindu-se că s-a apropiat alegerile din 2024, să gândesc... N-are nicio legătură, iartă-mă, nu, Gheorghe, nicio legătură. Alegerile vor fi în primăvara lui 2024, alea locale. Sunt multe prostii făcute în perioada guvernării. Da. Acestea.
Deci tu zici că e prematură. Dar acum, pe bune, nu te săturasești tu, prietenii tăi care aveți copii, care au copii, bă, nu te săturasești, în primul rând, de faptul că locurile de muncă se pierdeau prin inactivitatea unor sectoare, și aici nu mă refer doar la Horeca. Oho, sunt altele mai rău decât Horeca. Și apoi copilașii, bă, să meargă și ei, bă, Gheorghe, la școală, cum e normal, mă, să meargă. Tudor, este adevărat, copiii se meargă la școală, este adevărat. Eu, ca și serviciu, nu l-am în România, dar vreau să spun că acolo unde sunt, poliția nu acționează cum acționează în România. Adică să ajungă să se bată, să se moare, știu, habar nu am, pentru că nu pot masca. Și vreau să spun că sunt cred destul de civilizate. Au o cultură a respectării... Da, acum, pe bune, Gheorghe, nu ai obosit tu, prietenii, familia, nu ați obosit de restricțiile astea? Adică nu totuși nu trebuia gândită... Mergem la domnul prim-ministru înainte să răspunzi. Revenim la tine. 1 iulie. Deci cred că lucrurile arată mai bine decât arătau acum două săptămâni, din acest punct de vedere. Cu toate acestea, organizatorii se plâng. Alexandru, care v-a certat pe pagina de socializare referitor la modul în care... Nu am primit nimic oficial, nu știu, n-am citit pagina. Organizatorii se plâng că în aceste condiții nu pot să organizeze aceste festivaluri, da, cu distanțare, cu măsurile impuse. Repet, noi vorbeam de acele festivaluri după 1 august. Deci toată discuția pe care am avut-o de fiecare dată cu organizatorii a fost că vom avea aceste festivaluri după 1 august. În acest moment vorbim de tipuri de concerte, ce se poate face până la 1 august și acestea sunt condițiile pe care le-am luat în calcul până la 1 august. După 1 august putem să discutăm de alte evenimente. Domnule premier, v-ați văzut? Alte evenimente. Eu mi-am spus din prim moment că și când am discutat la Cluj și când am discutat pe litoral, când am fost și erau acolo reprezentanții celor de la Întold, că putem să vorbim de evenimente mari și nevârstiți și Întold după 1 august. Rămâne la aceeași... Au apărut astăzi informații că ați avut o întâlnire cu domnul Emil Boc de a vorbi despre congresul care urmează să aibă loc în Partidul Național Liberal. Foarte informați sunteți. Domnul Boc este în București aceste zile și ne vedem de fiecare dată când vine în București. Vă doriți o funcție în conducerea Partidului Național Liberal, domnule Cât? Bineînțeles. Candidatul la șefia PNL. Dar astăzi ați discutat și despre conducerea Partidului Național Liberal? Discuțiile mele ar trebui să vă obișnuiți. Ceea ce discut eu în privat cu colegii mei rămâne în privat. Dar vă gândiți să candidați la șefia PNL? Funcție din top 3 la nivelul partidului? Eu am spus întotdeauna că eu cred că ceea ce experiența pe care am acumulat-o ca parlamentar, ministru finanțe și premier, este o experiență pe care poate să adauge sau poate să ajute partidul în perioada următoare. Care este relația dumneavoastră cu domnul Orban în acest moment? Una foarte bună. Domnule premier, cu Marcel Ciolacu v-ați întâlnit sau urmează să vă întâlniți? Nu, am vorbit la telefon cu Marcel Ciolacu săptămâna trecută. Și ne vom vedea, sper, cred că săptămâna aceasta la guvern le fac o invitație oficială să discutăm puțin pe tema PNR-ului, să vedem dacă dintre prioritățile pe care avem acolo sunt toate. Și de ce astăzi ați comunicat? PNR-ul în Parlament? Vedem după aceea. De ce astăzi ați comunicat? Că nu veți avea o întâlnire cu liderul PSD. De ce v-ați răzgândit din nou, a doua oară? Dar nu m-am răzgândit, vă spun, am luat decizia să ne vedem. Nu, sunt lucruri pe care nu aveam. De ce se întâmplă de la prânz când a fost anunțat că nu vă vedeți cu domnul Ciolacu până la această oră? Încă nu este pus în agenda acest lucru, depinde și de programul domnului Ciolacu, vom discuta dacă se poate săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare. Dar v-a sunat Marcel Ciolacu de la partid sau în altă parte? Nu. În decursul zilei de astăzi ați avut o discuție cu liderul PSD Marcel Ciolacu? Nu am avut. Nici nu v-ați întâlnit nicio discuție? Nu. Mulțumesc, mai este mai spunea săptămâna trecută că România are o creștere a încasărilor la venit la bugetul statului. La o zi după ce ați ieșit dumneavoastră, a venit domnul Ghinea de la Bruxelles, care spunea că România stă dezastros la acest capitol. Eu am fost la Bruxelles și am vorbit și cu vicepreședintele Dombrovski și ceea ce evoluția sau ceea ce arătăm noi în acest an și vă arătăm pe următorii ani în strategia fiscal-bugetară este ceea ce folosește Comisia Europeană pentru următorii ani când analizează România. Nu avem nicio, și România chiar dacă este în procedură de deficit excesiv, România nu a primit corect sau astfel de observații.
Ceea ce am spus este fără niciun fel de dubiu. Avem o creștere a conformării voluntare anul trecut în România într-o perioadă de criză. În continuare vedem venituri mai mari la buget. Acestea sunt datele reale. Nu știu exact la ce se referă domnul ministru, dar în strategia fiscală bugetară, în planul de convergență, am spus foarte clar cum vom reduce deficitul bugetar în perioada următoare până în 2024. Este o strategie pe care a acceptat-o și Comisia Europeană. Ne puteți spune, domnule premier, care a fost programul dumneavoastră în ultimele 3 ore? Ok. Unicușor Dan, ați vorbit despre problema apei calde din capitală, o problemă care datează de foarte multă vreme. Despre problema apei calde din capitală. Sunt foarte mult. E posibil să-l susțineți pe Ludovic Orban pentru șefia PNL? Nu cred că există vreun candidat deocamdată, nu avem congres. Am înțeles. Stați să avem congres, întâi și discutăm, vedem care sunt candidații și atunci puteți vedea și ce susține mea. Bine, mulțumesc mult de tot. Da, ne-am întors, stimați telespectatori. Avem imagine acum de la un ATC? Ah, da, un ATC-u. Da. O să luăm imediat publicitate. Vreau să spun ce imagine avem. La telefon pe cine avem, ca să îl rugăm frumos să stea pe publicitate. Tony, te rog eu mult, rămâi două minute în București, rămâi la telefon, că la tine mă întorc. Ne-am întors, fac semne disperate! Iată Barcelona, concert test! Concert test, Măscălău, muzică! Ia auziți! Tony, ești în direct, ascult! Alo? Alo? Da, Tony, zi! Tony, București, 5 clase și un semestru, deci mă încadrez. Foarte tare! Asta, succint la obiect două subiecte, da? Te rog! Unul cu măsurile. Absolut binevenite, dar dozajul mi se pare prost. În sensul că școala trebuia deschisă, magazinele pe weekend să rămână la programul lor, iar ieșirile la petrecere cred că trebuie evitate încă o perioadă, până pe ream de 6-7 milioane măcar pe vaccină. Și de ce crezi? Stai puțin, stai, Tony, stai puțin. Și de ce au făcut prematur și pasul ăsta pe care tu zici că trebuiau să-l amâne? L-au făcut ca un semn de generozitate și au vrut să îi lase fără subiect pe șoșoci. Foarte tare! Foarte tare! Un soi de bunăvoință față de popor și șoșoci au rămas fără subiect. Ba mâine, poi mine, probabil că vor spune purtați mască, fraților. I-au sucit, i-au terminat. Mersi mult! Lelia, ești în direct! Bună ziua, domnul Babu! Da, ce-ai făcut, Lelia? Ești atât de emoționată! Nu, râdeam de ce spunea domnul înainte de șoșoci! Adică ce vrei să spui? N-are dreptate? Aoleu, să nu aude femeia asta. Bine, hai să revenim la ale noastre. Zim, care-i părerea ta despre ce s-a întâmplat cu pandemia și mai ales cu relaxarea? Ceea ce privește relaxarea nu este nicio campanie electorală, să știți. Campanie electorală au timp ei să-și facă, sau sunt niște guri, vorbe de oameni care n-au ce spune și să facă pârfă la televizor. Problema este că ei au făcut asta din cauza gurilor celor care ies în stradă și fac haos în țară. Tu chiar crezi, acum pe bune, stai puțin, Lelia. Tu chiar crezi că s-a speriat Câțu sau s-a speriat Iohannis de 2.000, 3.000 de oameni care ies în stradă în toată România? Nu că s-au speriat, dar nu e, domnul Barb, nu e frumos ceea ce fac. E haos în țară, eu nu pot să-i supăr. Să-și facă de treaba lor. În afară de Horeca și de artiști, nu sunt de acord cu cei care iasă cu fel de probleme în stradă. Lasă-mă în pace cu șoșoaca lor și cu PSD-ul ăsta care a dominat țara la 30 ani, a luat parlamentari, i-a cumpărat de la alte partide, au fost majoritari și au făcut praf țara. Au făcut totul numai din pix, ca să se vadă că ei ar da și, dar nu s-au gândit dacă există surse în ceva. Da. Înțelegeți? Da. Eu nu pot să-i supăr pe ăștia. Eu pe ăștia nu i-am votat niciodată și nu i-aș vota. E dreptul tău. Cât mai avem până la final? Lelia, mersi mult pentru telefon. Mai avem un minut și un pic. Vreau doar să vă spun așa, în acest minut și un pic. Emisiunea de azi a fost un test până și pentru mine și mă îngrijorează, sincer, am mai spus-o și o repet, așa ca o concluzie, dacă se permite.
Mă îngrijorează ce public am creat sau cum arată preponderent, cum arată cei care se uită la emisiunea mea. E un semnal de alarmă, ori pentru mine, ori pentru guvernanți, ori, nu știu, e ceva bizar. Pentru că dacă asta este starea de spirit a mentalului colectiv, dacă permiteți construcția verbală nepotrivită, deci dacă mentalul colectiv așa arată, nu e în regulă. Înseamnă că nu prea are nimeni sau are foarte puțină lume încredere în toată povestea asta. Toată povestea cu pandemia, cu vaccinarea, cu lupta împotriva, cu ori lucrurile sunt de domeniul evidenței la foarte multe capitole. Inclusiv la faptul că odată ce a intervenit vaccinarea, a intervenit și o scădere dramatică a infectărilor și o relaxare. Vom reveni la subiect. Rămâneți cu principalul nostru program de știri. Dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, ne revedem mâine la ora 16. Toate cele bune!